Alături de retnic Andone Mateuț sau Gabor, Mișa Klein aparține filierei hunedorene introduse de Mircea Lucescu în fotbalul românesc, la Corvinul, la Națională și ulterior la redutabila echipa lui Dinamo de la finele anilor 80. A strâns 90 de selecții sub tricolor. A fost omul despre care cronicarul Ioan Chirilă spunea calificarea la Euro 84 ar fi fost probabil imposibilă fără Klein. A murit la propriu pentru fotbal la doar 33 de ani, pe vremea când evolua în Germania. A lăsat în urmă o fată, Dominic. Urmașa lui Klein are doar 22 de ani. Tehnicianul Remus Vlad a fost unul dintre oamenii care l-au cunoscut cel mai bine pe Mișa Klein. I-a fost coechipier și antrenor la Corvinul. Profesorul Vlad îi face portretul fostului mare fotbalist. Oh, era un model. Era un șef de promoție, cum se spune. În orice antrenament și joc, până la epuizare lupta. Deci era un luptător care era un model pentru mulți fotbaliști astăzi. Distanța între poarta adversă și poarta proprie era pentru el un nimic, pentru că avea acea capacitate fizică extraordinară, se simțea de la o poștă că el este cel care va conduce. A și fost căpitanul echipei în prezența noastră, a fost cel mai tânăr capitan de echipă din divizia. Dominic este mândră, tatăl său nu a fost uitat la 19 ani de la dispariția sa. Despre Klein, fotbalistul mi se povestește pretutindeni când mă prezint undeva. Remus Vlad face o comparație pentru cei care nu l-au văzut jucând pe Klein. Îl aseamănă cu mijlocașul lui Chelsea, Frank Lampard. În primul rând este vorba de Lampard. Lui se potrivea, cum de fapt s-a și întâmplat, stilul fotbalului anglosaxon. Relația cu Mircea Lucescu l-a marcat pe Michael Klein. Putea fi și el un mare antrenor, crede Remus Vlad. Sunt aproape convins total că ar fi putut să devină un foarte bun antrenor. Cred că se aseamănă foarte mult ca și caracter. Și atunci și profesional au putut să facă o echipă excelentă. Pentru că se înțelegeau, erau foarte tacticoși, foarte serioși, nu erau deloc de lăsători, niciunul dintre ei. Mircea Sandu sau Ionuț Lupescu sunt doar o parte dintre personalitățile de care este legată Dominic. Există și oameni care nu l-au uitat pe marele Klein. De sărbători și de onomastici și cu diferite ocazii țin legătura și cu, de exemplu, cu familia Rednic sau cu familia Lupescu, familia Sandu. Ioan Andone a fost cel mai bun prieten.